și au înregistrat prezența 59 de deputați. Cu scuzele de rigoare pentru întârziere, sigur, evenimentul care ne-a făcut o leacă să întârziem este adunarea judecătorilor, care după câți ani? 4 ani, în sfârșit, s-au adunat. Acum, la modul serios, noi, cu toată sinceritatea, le dorim să vină cu o finalitate, să aibă curaj, mai mult curaj, pentru că sunt în sistem oameni, și în judecătorii, și în procuratură, care pot promova reforme, pot arăta caracter. Văd o intervenție, doamna Sibova, vă rog. Eu sunt împuternicită să dau citire o declarație care vine din partea unui deputat din Parlamentul Republicii Moldova. În semn de protest față de încălcarea gravă a Constituției țării comisă de deputații PAS în ceea ce privește schimbarea denumirii limbii oficiale a statului, prin prezentă declar neparticiparea la lucrările plenare ale Parlamentului Republicii Moldova în semn de protest politic. Posibilitatea încetării protestului va fi luată în considerare după decizie Curții Constituționale. Vladimir Voronin, deputat în Parlament, 17 martie 2023. Totodată, eu sunt împuternicită să vă informez că astăzi fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor boicotează această continuare a ședinței din 16 martie 2023. Rugați-vă, vă rog, cei 4 deputați dumneavoastră care au cetățenie română să ducă repede azi la ambasadă, că funcționează, să-și depună cetățenia și să nu fie ipocriți și fățarnici. Cozi de topor! Domnul Carp. La un moment dat credeam că i s-au dus să-l caute pe Nestorovski prin vie, știți, nu? Deci, acum am înțeles, oamenii care uită, deci limba care o vorbesc, deci uită de care sunt originile, acești oameni nu pot să construiască nici viitorul. Domnul Antoi, vă rog. În 2005, domnul Voronin s-a declarat comunist pro-european. Și țin minte ziua de 19 ianuarie 2005, când, de dragul accederii la putere, domnul Voronin s-a sărutat voluptos cu unionistul Traian Băsescu. Atunci nu i-a încurcat acest lucru, deoarece vroia la putere. Nebănuite sunt căile unora și niște, poate, într-un final. Stimați colegi, cu permisiunea dumneavoastră, o invit la tribuna centrală pe doamna președintă Maia Sandu cu un discurs către Parlamentul Republicii Moldova. În 2030, Republica Moldova trebuie să fie țară membră a Uniunii Europene. Fac apel către toate forțele politice să pună aderarea la Uniunea Europeană deasupra intereselor înguste și să susțină această cale necondiționat. Unii se fac deja luntre și punte pentru a vinde țara Kremlinului, ca să revină la putere și să sugrume Moldova mai departe. Și hoții, vânzători de țară, și Kremlinul au același obiectiv, să facă Moldova slabă ca să o poată folosi după bunul plac. Gruparea Șor are o misiune clară de la Kremlin și FSB. Să aducă războiul în Moldova. Scopul lor este să organizeze destabilizări și să dea jos, prin violențe, guvernarea aleasă în mod democratic. Știu că nu este ușor să trăiești în Moldova. Știu că prețurile ne-au afectat mai tare decât pe orice altă țară. Din păcate, cele mai mari îngrijorări ale noastre, războiul și creșterea mare a prețurilor la nivel mondial, nu depind de deciziile care se iau în țara noastră. Ce depinde de noi este să avem grijă ca cetățenii să facă față acestor greutăți. Și vreau să asigur toți cetățenii noștri că Republica Moldova nu este în prezent în pericol ca războiul să vină pe teritoriul țării noastre. Schimbările care au început în justiție sunt corecte și își vor îndeplini scopul. Oricât de complicat ar fi, vom duce la capăt curățarea justiției. Solicit Parlamentului și Guvernului
să creeze Curtea Anticorupție, o instanță specializată care să investigheze cazurile de corupție mare și corupție în sistemul justiției. Vă mulțumesc. Propun să continuăm ședința. Domn doctor Bielei, vă rog. Proiectul care a fost elaborat în vederea sporirii protecției sociale prin majorarea cu o sumă fixă de 250 de lei a alocației lunare de stat pentru următoarele categorii de beneficiari: persoane cu dizabilități de pe urma războiului, ofițerilor de informații și securitate, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din sistemul administrației penitenciare, veteranilor de război din rândul participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova, participanții la acțiunile de luptă din Afganistan și pe teritoriile altor state, soților supraviețuitori ai participanților la cel de-al doilea război mondial sau la acțiuni de luptă în timp de pace, căzuți la datorie sau ai participanților la lichidarea consecințelor avariei de la centrala atomoelectrică Cernobâl, decedați, copiilor participanților la cel de-al doilea război mondial sau la acțiuni de luptă în timp de pace, căzuți la datorie sau ai persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului, decedate, copiilor participanților la lichidarea consecințelor avariei de la centrala atomoelectrică Cernobâl. Domnul Porțescu, vă rog. Inițial, proiectul de lege nu prevedea pentru deportații sau care au fost duși în Siberia. Știu că din sinteză și din raportul guvernului iese că trebuie să acopere pentru toate categoriile din care au beneficiat de această compensație. De asta, adică să specificăm pentru că și ei vor beneficia de acești măriri cu 250 de lei. Noi avem o cifră aproximativă câți beneficiari vor fi? Numai veterani erau vreo 27.000, 28.000. Rog, inițiem procedura de vot. Susținut în lectura a doua de 59 de deputați. Următorul proiect cu privire la stagiile plătite în sectorul public. Îmi prezint doamna deputat Ana Calinici. Această inițiativă se referă la tinerii care au vârsta între 18 și 29 de ani inclusiv și vor fi organizate în mai multe instituții din Republica Moldova. Este vorba despre Președinția Republicii Moldova, Parlament, Cancelarea de Stat, ministerele și autoritățile subordonate acestora. Este vorba de existența unui contract de stagiu cu drepturi și obligații clare, acordarea unui certificat de finalizare a stagiului la sfârșit, luarea în considerare a perioadei de stagiere la calcularea vechimii muncă, se prevede și o plată. Plata nu este foarte mare, dar din consultațiile noastre cu tinerii este mult apreciată. Este vorba de 3.000 de lei pentru fiecare 160 de ore lunar desfășurate. Prima întrebare, domnul Spânu. Cunoaștem că în majoritatea cazurilor în Republica Moldova, stagierile și stagiile de practică au mai mult un caracter formal. Cum ne asigurăm că va fi creat un cadru bun pentru tineri, ca aceștia într-adevăr să învețe, să-și pună în practică acele cunoștințe? Foarte mult va depinde succesul acestor programe de atitudinea mentorilor. Tocmai de aceea am inclus în proiect, similar prevederilor aceleași legi din România, să existe și un coordonator al stagiilor și un mentor. În continuare, domnul Grădinaru. Înainte de a deveni deputat, am activat în sectorul privat, am fost și eu angajator și lipsa de cadre se simte atât în domeniul public cât și în domeniul privat. De asemenea, există o realitate și toți absolvenții o cunosc, imediat după ce absolvesc și merg undeva să se angajeze, primesc același răspuns: mulțumim frumos, sunteți tare bravo, dar nu aveți experiența necesară. Proiectul cu care veniți dumneavoastră vine tocmai să soluționeze aceste ambe două probleme. Pe de o parte să soluționăm problema lipsei de cadre, iar pe de altă parte să putem angaja mai ușor și mai rapid și integra în sistemul public pe absolvenții cu capacități. Eu am și o curiozitate în cazul Parlamentului. Deci să înțeleg că cei care doresc să fac stagiu aici, da? Se adresează direct la noi sau se adresează... Deci la președinție se vor adresa direct la președinție, pentru Parlament direct la Parlament și pentru ministere și autoritățile subordonate. Rugămintea a fost de la cancelare să fie centralizat la cancelare. Rog, inițiem procedura de vot. În lectura întâi, susținut de 59 de voturi. Următorul proiect pentru modificarea unor acte normative, simplificarea comerțului electronic.
Lectura a doua, raportul Comisiei Radu Marian, Comisia Economiei, Buget și Finanțe. Ne dăm seama cu toții că pentru a dezvolta economia avem nevoie ca acest comerț electronic să se desfășoare cât mai ușor și simplu și la costuri cât mai mici. Ulterior, eu am mai depus un amendament prin care noi vrem să eliminăm barierele de intrare în piață a societăților de plată care deja sunt licențiate în statele membre UE. Rog, inițiem procedura de vot. Votat în lectura a doua de 59 de deputați. Vă mulțumesc. Următoarea ședință, 30 martie, probabil ora 10.